Eu sunt Kai, liderul echipei Sex. Suntem războinici Kairu, doar noi putem salva pământul de forța malefică a lui Lokar. Kairu pe care le găsim deblochează abilități noi, care ne dau atacuri puternice și capacitatea de a ne transforma în monștri incredibili. Cei care controlează Kairu pot deveni redecai atotputernici. Numele meu este Kai, sunt războinic Kairu. Misiunea mea este să cuceresc Kairu. Redecai! Rezervorul Kairu. Haide, scannerule, găsești odată niște Kairu! Simt că mi s-a transformat o corpul într-o înghețată! Ce se întâmplă, Boom? Singurul care se plânge de frig mai tare ca tine e Muki. Apropo de Muki, ați observat și voi că parcă mănâncă de 4 ori mai mult? A făcut atâta tocăniță Muki cât să hrănească 10 Muki. Știu! A spus că e mâncare de relaxare, dar scârboșenile alea extraterestre pe mine nu mă relaxează deloc. Scanerele voastre indică ceva, al meu e înghețat bognă! Și ale noastre, ce-i drept, îmi place o provocare. Atunci vei fi bucuros să afli că nu mai avem timp. Dacă ne prinde furtuna, nu mai găsim niciodată drumul înapoi spre navă. Maya, ești bine? Acolo, Kairu! Și unul mare! E aproape! Acolo! Hă? Hă? Marginile sunt arse, oare de unde a venit? Nu sunt sigur, dar cert e că a făcut parte din ceva mai mare. Interesant simbol, aveți idee ce înseamnă? Nu, dar îmi pare foarte cunoscut. N-avem timp să-l admirăm, se apropie furtuna, haideți să-l ducem pe Escaper. Vă rog să-mi spuneți că e doar stomacul meu care își dorește o gustare. Prieteni, avem musafiri. Ce rău! Caută doar mâncare și suntem pe teritoriul lui! Am eu un plan! Fugiți! Hai, hai, hai! Trebuie să ne despărțim! Maya, du-te la Escaper! Boomer, la râu! Dar... Trebuie lui Muki să pregătească nava de decolare înainte să ne lovească furtuna în plin! Acum! Hei, ursule! Aici sunt! Prietene, ai ajuns înaintea mea! Mă fugărea un urs, Boom. M-a făcut să alerg mai repede. Sigur n-o să-l mai vedem. Trebuie să ne întoarcem la Escaper sau nu mai ieșim din furtuna asta! Ce întâmplă? De ce nu ești înăuntru? Trapa exterioară a înghețat. Trebuie să ne deschidă Muki din interior, dar nu răspunde. Sper că e teafăr. Muki! Haide, Muki!
Deschide, Muki! 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 Oh, mami, mai lasă-mă să dorm, nu merg la școală! E tot mai rău! Nu mai rezistăm mult aici! Următoarea expediție, Cairo, ar fi bine să fie pe o plajă exotică! Hă? Wow, ce frig e aici! Nu mai spune! Da, salutare! Ați văzut cum am... Muki, fursecurile alea le păstram pentru gustarea mea! Care-i treaba? Scuze, îmi e foame, somn și frig de când am ajuns aici. Rezistențele navei sunt încinse la maxim. Să ne facem griji pentru asta după ce scăpăm de aici. Ei, nu vă speriați, am zburat și în condiții mai rele. Cum e, Muki? Are niște vânătăi, dar îi trece cu somn. Încă încerci să vezi ce e aia? Nu mă pot abține. Cunosc desenul ăsta, dar nu mi-amintesc de unde. Găsim răspunsul în biblioteca lui Master Bowdai, sunt convinsă. Sigur, Maya, în biblioteca lui Bowdai. Mersi! Hă? Unde s-a dus? Cartea lui Master Bowdai despre istoria Cairo. Dacă e un simbol Cairo, sigur este aici. Ăsta e, l-am găsit! Salutare, războinici! Master Bowdai, simbolul de pe relicva găsită este la fel ca cel de pe rezervorul Cairo lansat de tatăl meu spre pământ. Rezervorul Cairo găsit în sfârșit. Ăsta e momentul pe care l-așteptam, Kai. Ne-ar putea aduce răspunsuri despre soarta tatălui tău. Wow, rezervorul Cairo și ce facem acum? Trebuie să vă întoarceți imediat în Alaska. Dacă ați găsit o bucată îngropată, pot fi mai multe. Și dacă o singură capsulă Cairo a rămas intactă, ar însemna... Mai mult Cairo decât am găsit vreodată. L-am simțit, Master Bowdai. Grozav! Dar zău, acum nu putem ateriza într-un loc mai cald? Dacă acolo a aterizat rezervorul Cairo, tata nu ar putea fi departe. Asta nu este doar o vânătoare după Cairo. M-ar putea ajuta să-mi găsesc tatăl. Aterizeze în Caraibe. N-o să las scannerul să-mi înghețe din nou. Ajustarea pe care ne-a sugerat-o Master Bowdai ar trebui să meargă, dar nu vom ști decât... Nu e ziua de spălat rufelor. Sunt puțin îngrijorată. Muki se poartă chiar mai ciudat decât de obicei. N-are nimic. Ne reșteaptă misiunea vieții noastre. Puneți-vă centurii, aterizăm pe un ghețar. Distracția plăcută și să închideți ușa că e frig afară. Pa, Muki! Și nu mai mânca biscuiții! Costa Rica, Brazilia, Hawaii ar fi putut ateriza oriunde! Am înțeles, Bum, ți-e frig. Haide să găsim rezervorul. Ce frig e! Nu-mi place! Unde-i cea mai apropiată cabană cu șemineu? Îmi pare rău, Diara, dar detectez o cantitate masivă de Cairo în zonă. Trebuie să ne ocupăm de asta. Da, da, în fine. După ce vom găsi ciocolată caldă cu bezele. Și nouă ne e la fel de frig, Diara, dar nu ne voicărim atâta. Nu e idee rea să găsim adăpost. Am văzut o stație științifică veche undeva în fața noastră. Mereu iei apărarea. Trebuie să ne adaptăm scannerele la frig. Tenny... Este foarte mult Cairo. Cât loc ar să le dea drumul părinților noștri? Poate. Atunci să nu mai pierdem timpul. Cerul e senin și nu sunt urși.
Deja e mai bine ca la ultima noastră vizită. Vremea se poate schimba repede aici. Dacă nu-ți iese treaba asta cu găsitul de Cairo, îți dau mari șanse în meteorologie. Urme. Se pare că nu suntem singuri. Cred că văd ceva în față. Hai după mine! Intrăm sau înfruntăm furtuna? Eu știu ce aleg! Pare în regulă. Pare mai frig aici, dar cel puțin nu bate vântul. Asta am spus eu. Și nu-i nici ciocolată caldă. Ce fel de stație științifică abandonată nu are ciocolată caldă, ha? Provocare, Cairo! Ce atâta grabă că ai? Probabil că relicva pe care o cauți este foarte puternică. Pentru chestia aia foarte puternică și pentru că vreau să ajung la cald, acceptăm provocarea! Metanoid! Explozia energiei de plasmă! Explozia de venin! Harrier! Pumnalele pene! Warnet! Biciul înțepător! Squad! Granata cu mâzgă! Scaragnoc! Atacul pânzei de păianjen! Wow! Întotdeauna te vaiți așa? Înțepătura laserului! Biciul înțepător! Pumnalele pene! Timmy! Cold! Unde vă duceți? Ești în minoritate, prințesă! Recunoaște-te învinsă și poți avea locul ăsta doar pentru tine, cu sau fără ciocolată. Ți se pare că sunt o persoană care renunță atât de ușor? Explozia de venin! Asta nu sună bine! Lovitura răsucită! Băieți, să mergem! Pentru cineva care urăște zăpada atât de scurs de minune. Ce-ar fi să ne ajutați și pe noi? Oh, am zăpadă în ghete! Știți ce? Cred că v-ar prinde bine să vă răcoriți o vreme. Transmiteți-i salutări lui Locar. E acolo sus, orice ar fi. Grozav, trebuie să escaladăm un munte de gheață? Propun să luăm Escaper-ul Express până acolo. Și să ratăm șansa de a urca pe frumusețea asta? Nici gând! Dacă mergem cu nava, poate ratăm ceva important. Îi putem prinde! Propun să-i lăsăm să ne conducă acolo. Și să le luăm relicva. Bun plan! Normal că-i bun, doar eu m-am gândit la el. Distracție plăcută, mă găsiți acasă sub 12 pături. Diara!
Știi ce? Poate că nu era rea ideea cu escaperul. Atenție! Ce-ar fi să trec eu în față, a? Ne vedem în vârf! Wow! De două ori wow și apoi încă o dată! Întreg vârful muntelui este scăldat în energie Kairu. Și uite! Iarba are forma rezervorului Kairu, doar că e mai mare. Alte bucăți din rezervor. E fantastic! Dar nu ăsta e locul de unde vine energia. Priviți, pietrele alea! E ceva cu pietrele astea, sunt sigur. Boomer? Imediat, prietene! O capsulă de energie, Kairu. Este prima pe care o găsim intactă. Ce mai așteptăm? Să-i atacăm! Stai să vedem acum ce mai descoperă. Fac toată treaba în locul nostru. Cineva a fost aici și a ascuns capsula sub pietre. Sunt sigur că a fost tata. Sper că ai dreptate, Kai. Dar n-ai nicio dovadă că a fost el. Nu vreau să o deschid. Cred că onoarea asta îi aparține lui Master Bodai. Ai dreptate. De acord. Nici când! Ea noastră! Iar voi? Parcă vă băgasem la gheață! Dați-o încoace! Tini, ți-am spus să aștepți. Este o capsulă intactă din rezervorul Kairu. N-avem ce să mai așteptăm. Locar ne va elibera părinții dacă i-o aducem. Provocare, Kairu! Provocarea acceptată fără ezitare! Luăm noi capsula! Mai întâi trebuie să câștigați și deja ați pierdut o dată pe ziua de azi. Nu mi-am dat interesul. Acum e altceva. Scaragnos! Harrier! Atacul plasei de păiajen! Sabine, bară! Aș vrea să o pot lua, dar regulile sunt reguli. Mă bucur să vă că respectați măcar o parte din învățătura Kairu. Vai, îți place să ții predici? Knightes! Frisquad! Luăm noi capsula! Propulsia! Explozia energiei de plasmă! Hiperuraganul! Știu că nu se-ți placă asta! Raza de gheață! În sfârșit începusem să-mi simt din nou picioarele regale și mi le-ai înghețat la loc! Te-ai ajuns, Imperiaz! Cred că această provocare a luat sfârșit! Data viitoare respectă planul! Data viitoare găsește un plan mai bun! Nu vă mai certați, ați dat-o în bară! Amândoi! Acum, haideți acasă! Mulțumesc pentru că ai rut, tată! Hei, nu sunt stricate rezistențele de căldură! Doar că nu erau pornite! Ha, o să fie bine acum! Am ratat ceva? Muki, de ce sunt toate hainele noastre grămadă acolo? Te referi la peștera de hibernare? Când se face foarte frig, specia mea hibernează. Da, așa se explică de ce te-ai purtat atât de ciudat. Cel puțin astăzi. Mă bucur că s-a terminat, sunt lihnit.
Energia care intră în mine va intra acum în voi toți. Mă simt de parcă aș fi pierdut încă o piesă din puzzle. O să-l găsesc vreodată pe tata? Nu-ți pierde speranța, Kai. Da, prietene. Nu când suntem atât de aproape. Speranța este ca energia Kairu. Greu de găsit uneori, dar plină de puterea posibilității. Dacă tatăl tău este cu adevărat acolo, sunt sigur că-l vei găsi într-o zi.